mereu aceeași mâncare. Vreau ceva nou. Să-mi placă mirosul, gustul, cum arată. Să fie sănătoasă și alimentele să fie asociate corect. Am nevoie de cineva care să-mi gătească cum îmi place mie. Știu, o să apelez la cei mai buni bucătari care o să-mi respecte toate dorințele. Gata, ne vedem în bucătărie! Bună, sunt Daria și astăzi în bucătăria Micile Vedete îl avem ca invitat pe șef Ciprian Nicolescu. Bună, Daria! Bună! Sunt foarte, foarte încântat că ai reușit să mă inviți la emisiunea ta. Chiar mi-am scris și pe tunică. Uite, Micile Vedete în bucătărie. Pentru mine este o onoare. Îmi pare bine să te cunosc. Și mie. Ce o să gătim astăzi? Imaginează-ți pirați, imaginează-ți oceane, furtuni, insule. La ce crezi că mă refer? La afecte de mare? Nu, ne gândim la pirații din Caraibe. Și, ca să fie o surpriză pentru tine, noi nu putem să ne apucăm de gătit până nu găsim, știi ce? Ce? Comoara lui Jack Sparrow. Dacă nu o să descoperi, nu o să avem cu ce găti astăzi. Ok. Am aici pentru tine această mică hartă, acest mic puzzle. O să trebuiască să pleci din punctul ăsta cu corabia ta și să descoperi drumul până la insula în care vom descoperi comara lui Jack Sparrow. Nu știu, mă gândeam că eu o să fac ăla, mi-a dat mie să fac ăla și el o să gătească. Și apoi când am auzit că este o întreagă poveste, mi-a plăcut foarte mult. Să te apuci, pentru că trebuie să ne grăbim, pentru că dacă ajunge cineva înainte și va descoperi această comară, vom rămâne fără ingrediente. Daria! Ok. Bravo. Am și puțin drumul, că am crezut. Bravo! Deci acum imaginează-ți că noi suntem pe insulă. Pe nisip și cu mare. Și mergem ușor și ne îndesprăm spre jungla de pe insulă. Ajungem încet, încet spre comoara lui Jack Sparrow. Hai să luăm ușor, încet, 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 încet. Și iată-ne! Wow! Extraordinar! Câte fructe și legume! Tot ce ne trebuie! Bravo, Daria! Acum, într-adevăr, ne putem apuca de gătit. Am să te rog să-mi dai prima dată de acolo mango. Mango. Grapefruitul roșu. Ăla, foarte bine. Banane. Perfect. Banane. Avocado. Avocado. O să am nevoie de o portocală. Portocală. Să vedem ce mai bună portocală. Ah, perfect. Ia încearcă să le miroși. Cât de proaspete sunt. Miroase bine. Miros de citrice, miros de prospețime. Deja vezi că încep papilele noastre gustative să lucreze, da? În creierul nostru se întâmplă acum 1000 de lucruri. Și am creat deja povestea aceasta frumoasă în care eu deja jumătate mi-am câștigat copilul de partea mea. Știu sigur că din preparatura el va gusta. Noi trebuie să lucrăm foarte, foarte repede, să nu fim surprinși de pirați. Trebuie să curățăm mango. O să ții mânuță frumos, da? După care... Bun, apucă-te de treabă. Eu o să te verific din când în când. Și la ce v-ați gândit? Ea imaginează că suntem pe o plajă și vânăm, de exemplu, o găină sălbatică, un cocos sălbatic, da? Da. Am luat-o, am prins-o, am jumulit-o repede, facem focul și facem niște figărui și o să folosim toate ingredientele astea minunate care le-am găsit în comara lui Jack Sparrow. Ce zici? O super idee! Carnea de pui, special pentru copii, este o sursă de proteină foarte bună, dar trebuie să fim atenți de unde provine puiul, care sunt condițiile în care a fost crescut, să nu aibă hormoni. Hormonii îi afectează sistemul endocrin al copilului și nu numai. Această rețetă mi-au spus-o pirații când au venit în port la Constanța. Am stat de vorbă cu un pirat. Îndată ce marinăm, ce am prins? Ce înseamnă marina? Avem sirop de mango. Sirop de mango? Sirop de mango. Păi ai uitat? Suntem într-o insulă tropicală. Avem numai fructe exotice în jurul nostru. Toate ingredientele astea, în momentul când le punem pe cărnița noastră,
și o lăsăm o jumătate de oră după cum o să vezi, o să o punem la rece sau 45 de minute, o să se frăcezească cărnița și când o băgăm în gură și mâncăm, o să avem o explozie de gusturi tropicale și cărnița noastră se va topi în gură. Pun uleiul repede, o să punem mierea, sirop de mango. Nu știam că există așa ceva. Asta chiar nu știam că există. Sirop de mango. Și acesta ce condiment este? Este un paprika dulce. Amestec bine, 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 cu mânuțele, da? După care le punem la marinat. Până se marinează cărnița noastră, ne pregătim elementele pentru salata extraordinară care o să facem. Și presupun că o să facem o salată de fructe. De fapt, este o salată exotică. E foarte important. E foarte, foarte important, Maria, să atingem lucrurile, da? Mai ales ingredientele, că noi să le atingem, să le mirosim, culoarea, să o vedem. Ah, ia vezi acum. Ce bine miroase. Acid. Ce-ți mai spune? Este puțin mai acru. Ți-ai putut da seama imediat de gustul care ar putea să-l aibă? Chiar dacă nu l-am gustat. Mirosindu-l și asociind culoarea. Culoarea este foarte, foarte important. Dacă ți-a spune culoarea roșie, tu la ce te-ai gândit prima dată? La roșie. Da. La grapefruit. Da, grapefruitul nostru. La căpșuni, la cireșe. Roșia, aciditate. Grapefruit, acru. Căpșuni, dulce. Dacă vorbim de cireșe, este undeva amar, da? Că avem cireșele acele amare. Și numai departe roșia care ne dă și gustul de umami, adică gustul savuros. De fapt, ce sunt ele? Cei 5 senzori care avem noi pe limbuța noastră, papilele gustative. Amar, acru, dulce, sărat și al cincilea, umami, gustul savuros. Din miros mi-am dat seama ce gustau. Dacă sunt acre, dulci, amare, mi-am dat efectiv din miros seama. Avem puiul nostru. O să văd cum miroase? Nu mai pomenit. Miroase bine. Prin asta percepem prima dată gustul mâncării, efectiv mirosind. Creând această curiozitate copilului, el automat este foarte curios să și gustă. O să adaug repede refejor figăruina, știi? Și să nu uităm de tot ce a fost bun a rămas aici, ce? Da? Este adevărat că mirea este sănătoasă? Este foarte sănătoasă, dar trebuie să avem grijă să nu consumăm în cantități mari. Tot ce avem aici, toate conțin zahăr. Toate, da? toate? Absolut toate. Noi trebuie să balansăm zahărul ăsta, pentru că altfel, încet, încet, o să devenim cum? Grăsuți. Zahărul este și el prezent, deci trebuie folosit cu moderație. Salatele nu trebuie să lipsească din alimentația niciunei persoane. Este sursa noastră de enzime. Completăm necesarul de enzime al corpului pentru a ușura digestia. Suntem în Caraibe. Luăm lămâia pe care ai șters-o extraordinar de bine și o adăugăm. Să ne apucăm să facem smoothie-ul nostru. Să punem bananele, să punem mango, adăugăm miere. Deja mi-a făcut poftă. Punem siropul de mango, da? Sucul de portocale. O să adăugăm. Lapte! E dulce. Ia uite-te spanacul. Nu prea sunt eu prietenă cu spanacul. Adică am zis că la final poate mi-e să gust spanac. Ce mă fac? Eu spanac. Ia cel mai bine între două degete, da? Și lasă. Trebuie să aducă un pic, da? Averdeață. Exact, averdeață, pământ. Baby spanac este foarte sănătos pentru copiii noștri, pentru că au nevoie de fier, ne ajută în digestia cărnii. O să punem frumos în mijlocul bolului nostru, o să luăm portocalele noastre. Ce frumos arată! Și rodile unde să le folosim? Asta este surpriză.
Îmi plac surprizele. Este o masă care am făcut-o pe plajă, de-aia folosim mânuțele, punem iarăși deasupra. Spanac. Un pic de spanac, da? Dar să reușim să ne întoarcem acum de pe insula acasă, trebuie să prindem puteri, adăugăm rodile. Îmi place foarte mult cum arată, cum sunt combinate culorile. O să ne punem și figurile care le-am făcut și voilà, preparatul nostru este gata. Chiar dacă n-am mâncat eu spanacul, când l-am văzut, am zis ce bine arată, vreau să-l mănânc, să gust puțin din el. Deci asta este comoara lui Jack Sparrow. Să ne grăbim să o mâncăm, că nu mai avem prea mult timp, uitați de pirați. Înainte am un invitat special. O invit aici, lângă mine, pe Bianca. Bună ziua, șef! Bună ziua, Daria! Bună! Ce-ați Bună. Gătit aici? Te lăsăm pe tine să gust și apoi o să spunem. Ok, să vinem. Parcă mă pișcă pe limbă, așa. Este cam un curcubeu pe cerucuri. E foarte bună frigurăia. Hai să vedem. Vedem dacă avem dreptate. Uite de cât de fragedă a rămas carnea în interior. Sunt multe gusturi. Este foarte bun, chiar foarte bun, dar am și o întrebare. De unde vine gustul dulce de aici? Am folosit mango, am folosit portocale, am folosit grapefruitul roșu, da? Ca să avem o paletă completă. Poți să miroși și să-ți dai seama de gust. Nu în totalitate, dar îți dai seama de gust. Chiar și comoara este chiar în spatele tău. Mamă, multe lucruri ați folosit. Un joc de culori. Am simțit multe arome combinate, gust exotic, să zic așa, foarte bun. Mi s-a părut ceva inedit, foarte tare. De ce îți place? Sunt multe lucruri care nu le-am gustat până acum. Multe arome noi? Arome noi, da. Niciodată nu am gustat salată combinată cu fructe. Niciodată. Deci îți place, da? Fructe rare. Și exact asta am încercat noi să facem, să scoatem în evidență lucruri pe care noi încă nu le-am întâlnit cu ele, da? Aici este surpriza. Nici noi nu am știut ce vom găsi în comoara lui Jack Sparrow. Trebuie să mergem și acasă, așa că să ne grăbim că vin pirații. Mulțumesc, Bianca, mulțumesc, șef Ciprian Nicolescu. Mulțumim că ne-ați urmărit și data viitoare ne găsiți tot aici, în bucătăria Micile Vedete. La revedere! La revedere!